Mutule, hai, dai drumul de aici până nu te întind. Tocmai tu comentezi? Tocmai de afecțiunea lui te ei? Ce zis, mă? Părnaie, ia lasă-ne tu cu glumele astea, mă. Jane, au și tu 700 de biștari să-l îngropăm pe sândel. Păi și ce să facem, boss? Aia e. Da? Dar și tu, chitră, nu dai nimic. Pe păi ce treabă eu cu ala? Pe bune acum. Taci, că iar trei să plătesc eu. Așa, deci, credeți că ați scăpat de mine? Bă, nu cred. Sândele, ești în viață, frățioare? Până aici v-a fost. Vă distrug. Bă, mă vin Vino, coane, ponule Ce ca faci, mă? Du-te mă de aici că mi-a fost dor de tine. Ce, mă? Te las să faci și intro ești nebun la cap? Stai că m-ai pierdut. Să nu ne mai părăsești sândele că murim fără tine. Vă jur că nu-l mai înțeleg pe Remi câteodată. Dar stați liniștiți că nu uiți ce a făcut fraierul. Dar până atunci, după cum bine știți, ultima dată ne-a prins popa din cartier și lepra asta mică a fugit ca un meltean și m-a lăsat pe mine să încasez -mi bine cuvântarea. Dar normal că atunci când am scăpat, vă dați și voi seama ce a urmat. Gușterul a încercat să să se ascundă de mine, după Ilie, după Ducesa, dar fără speranță, că tot am pus un apel. Acum evident că nu l-am cocoșat, cu toate că merita asta. Dacă ne ajungem în părculeț, boboc, mă juca pe ultimii nervi, prin simpla prezență, turbam, efectiv. Acum trecem peste faptul că a curat o remi de la Ducesa, câteva palme de grație, cum se spune, și trecem și peste faptul că boboc iar începuse să umble cu bec. Că na, așa era el, mai înap, Dar ce să vedeți, că belelele continuă și iar trebuie să fac o vizită pe la Ahile, cu Ilie, Remi și Mocofanu. Ca aparent, prințesa avea tensiune ridicată. Hai prostule, ce mai stai? Încerci ceva sau nu? De ce forțezi norocul sândele? Da, da, iar e doar gura de tine, inaptule. E, na. Dacă te ține tu peu, hai până la capăt, că deja m-am săturat de tine. Cândele, tu vrei să-ți scrie prost pe piatra de mormânt? Nu vă care este problema, hai să se ducă drea cu totul. Și ce o să faci în fața mea, sândele? Taci că ți se bâlbăie maxilarul privirea în jos? Iaus. hai să-mi bag picioarele ca aici murim sandele. Frate, oprește-te și tu. Dar direct, îl văd pe Ahile cum sare la înaintare. Dar ce să vedeți că și inaptul de sandel se bagă și el tare. Al naibi credea că are vreo șansă. Și după cum vă puteți imagina, sandel sări în spatele lui Ahile. Nu știu sincer ce încerca să-i facă. Dar îl vedem pe Ilie cum intervine în forță pentru el și îl pune pe Ahile la pământ. Și normal că ăsta, ca o lepră, sare cu perversele. Vă dați seama, eu paralizat cu mocofanul. Nu știam dacă să plângem sau să fugim. Dar băieții lui Ahile intră și ei în horă. Nu prea mai aveam de ales. Ne luăm la harță pe acolo cu ei. Și-l văd pe unul cum venea spre mine cu lopata fraților. Am zis că acolo mor. Și direct mi-l oprește Ilie fraților și dă cu omul de pământ. Dar normal că sunt el, zboară și el pe lângă noi. Nu mai înțelegeam nimic fraților. Și evident că iar trebuie să intervină Ilie. De mi-l punem fund pe Ahile. Sândel săracu mergea pe patru cărări. El și șmecher. Iar ne băgase în belele. Dar na, până la urmă se calmează spiritul și mă tu nu ești întreg la cap sau ești prost. Ce mă ce am făcut, frate? Îi dai cu lopata în cap la borac. Ce vrei, frate? Am reacționat. Margi de aici până nu te rup în două. Așa de bil ești? Păi dacă ești cu tupeu, ce să-ți fac? Așa deci, vrei să-ți fac o surpriză mai încolo, să rămâi mut, ni să te bâlbâi, nu o să mai ai timp. Ai dreptate, îmi pare rău. Ce mă? Îmi pare rău că am sărit aiurea pe tine. Mă jur, boss, ești așa prost, zici că te am mă că te duce capul. Da, mă bine. Ca să fie clar, dacă mai faci așa ceva vreodată, venim toți. Am înțeles, iartă-mă. Știi foarte bine ce pot. Nu mai există iertare. Așa este. Dar ca să nu zici că sunt nesimțit, dacă afli ceva, îmi spui. Absolut. Și încă o dată îmi pare rău că te-am lovit. Ce ai făcut tu, mă? Păi când te-am aruncat. Dacă spui la cineva, mă întorc și te distrug. Și na. Până la urmă, își vede de drum, Ahile. Mai mult forțat, sincer. Nu mai umblu cu tine niciodată. Să-ți fie clară treaba asta. Stai așa că mai pierdut ce am făcut. Era să crăpești nebun. Pari întreg, nu știu cum să-ți explic. Încă dai din gură. Cură. Da, da. Dacă știam că se lasă cu scandal, nici că mai veneam. Are dreptate, bos, tu vii cu noi la bătaie, pe bune? Păi crezi că eu știam ce aveți. Plus că va salva și șoriciu, fratele Ilie. Mersi, bos. Ilie, evident, nimic. Remi, tu? Eu ce lepră? Mai tu peu să vorbești cu mine după ce s-a întâmplat? Nu crezi că fratele Ilie merită puțin respect? Ne-a scăpat pe toți până la urmă. A, da, cum să nu? Să mă pețe amândoi. Ce mă? Adică eu aproape vizitez urgența și... Și... Și ce? Hai zi! Acum da, avea dreptate Sandel. Căcat, ură să recunosc asta. Da, mi-a scăpat și Da, mă bine, mulțumesc, Ilie. Așa te vreau. Vedeți, tot eu aduc pace. Ce faci tu, mă? Păi mai întâi l-am împăcat pe Ahile. Dacă aia e împăcare, Doamne ferește de ceartă. Și acum pe tine și pe fratele nostru preferat, Ilie. A, nu, să fie clar, tot nu am ce discuta cu el. Nu, că ești prost, mă jur. Hai să plecăm de aici până nu se întorc ăștia. S-o crezi tu, fraiere. Da, hai că mi-e prea rușine cu voi. Separate duși spre casă că mă faci de râs pe stradă cu fața aia. Ce mă? Pe păi ce boss tu crezi că vreau să mă vadă lumea cu tine? Marș! Bă, vă spun sincer, încă eram speriat după faza cu nepotul. Și într-un fel, am vorbit la ner față de Ilie. Dar în același timp, nu pot să nu recunosc că nu mă așteptam ca să să-i facă față cât de cât lui Achille. Adică pe bune, băiatul era mitică fără frică. Acum na, Mocofanu s-a la și el acasă și ajungem în fața blocului. Auzi mă, prostule, dacă crezi că a fost boboc? Habar nu am, șanse mari să fie. Păi și de ce nu i-ai da mă mână liberă lui Achille să-l desfințeze? Auzi, fraiere, dar ce sunt eu gușter sau cum? Chiar vrei să fiu sincer cu tine? Pe bune? Și tu o cauți. Taci, că nu sunt eu după cum vrea ăla. Ce mă? Da ce sunt eu boss, sclavului să facă ce vrea? Să fie clar, eu sunt șeful. Dacă zici tu, nu prea am văzut respect pentru tine. Vezi că vorbești ca boboc. Ce mă? Ăla mai are manevre din astea. Bă, ce naibi? Are dreptate prostul. Vezi cum e când cineva îți spune vorbe? Marș, hai trece aici lângă Ilie unde ți locul. Du-te mă de aici Și direct se așează Ilie în spatele meu Ce căcat Vezi prostule, el te-a iertat, tu de ce nu poți? Ilie, dai drumul de aici că s-a terminat între noi De ce ești fătălău? Acceptă că e prietenul tău Da, da, s-o crezi tu fraiere Prietenii mei nu mă strangulează Bos, să fim sinceri, dacă vrei să-ți facă rău Crezi că mai scăpai? Acum din nou, avea dreptate Sandel. Dar când mă uitam la Elie, vedeam doar faza cu Nicușor, vă jur. Bă, Sandele, aici te înșeli. Sandel. Bă, ce faci, eu? Remi, nu mă simt bine, frățioare. Cei ai boss ești nebun, mă sperii. Frățioare, mă simt amețit. Bă, lasă vrăjea la cei. Se învârte totul cu mine. Mă jur, bă, nu glumi cu din astea. Îți iau o bere dacă te potolești. Da ce vorbești, frate, că pică ăsta în fund. Bă, prostule, ce ai? Frățioare, te rog și eu ceva. Boss, hai să sunăm la salvare ceva. Te rog, du acasă, să mor în patul meu. Căcat, ai luat o razna. Dar direct trece Ilie pe lângă mine, vă dați seama, și ridică pe sândel. Boss, hai să mergem la spital. Frățioare, hai la mine, te rog. Ce-mi faci tu mie, boss, mă omor cu zile. Și vă dați seama că nu aveam ce să facem, plecăm de la blocul, cu săndel. cu Ilie îl căra pe bețiv. Ce are ăla mă, iar a prea mult. Bos, nu știu, să mor, i s-a făcut rău. Păi dacă e bețiv, ce ai mă că ne-am luat cu Ahile? Bec, tu ești frățioare? Ce ai făcut prostule? M-a luat cu leșin, fraiere. Îi ajuns pe ăștia să mă duc acasă? Nu pot, cam treabă. Bine, frate, dacă ții tu la mine. Ilie, dai mă drumul la prost că n-are nimic. Vec, te-ai stricat ce abia se ține pe picioare. Vezi cum vorbești cu mine că mă enervezi. Ce mă? Remi, lasă-l bos, hai să mergem. Învață să vorbești prostule. Bos, ești nebun, ce am făcut? Mai ușor cum îi te adresezi. Dar ce am zis frățioare că nu mai înțeleg nimic? Hai, vale. Vă dați seama că am rămas perplex. Adică pe bune zici că l-am înjurat de masă așa făcea. Dar na, până la urmă, ajungem la casă la Sandel și intră ăsta înăuntru. Naibi, m-am și speriat. Am crezut că îi chemăm popa și de data asta era pe bune. Bos, nu te mai uita așa la mine că încă sunt supărat. El e săracu, ca de obicei nimic. Hai să ne întoarcem la scara de bloc că nu suport zona asta. Vă dați seama că ne aveam de ales și până la urmă ne întoarcem spre zona noastră. Dar când ajung aproape de parculeț, îl văd pe bec și boboc, zâmbeau amândoi, se simțeau bine vorba aia. Nu conta că sunt de leșinase și picase ca un bolovan. Aici avem comentariile din clipul anterior, nu uitați e loterie 40 de comentarii alese aleatoriu și până una alta rupe și voi butonul ăla de abonare și like la canal. Mersi! Boss, l-am lăsat pe la acasă. Și ce vrem? premiu sau cum? Păi na, m-am gândit că vrei să știi. Așa, și ce mai stai pe aici? Mă, da, tu ce ai, te-ai stricat iar? Ușurel bec, că e cu Ilie după el. Așa și? Știi că e periculos băiatul, trebuie să avem grijă. Ce o să facă mutola, mă? Boss, vorbește frumos ce naibii ai Ce, Remi, umbli cu sândel și maker mecher sau cum? Vă jur, nu înțelegeam ce are ăsta. Era dubios rău. Să nu-i supărăm că sunt interlope acum. Mă, dar te-ai găsit și tu să comentezi, mă jur. Mutule, hai, dă drumul de aici până nu te întind. Tocmai tu comentezi? mai de afecțiunea lui te ei? Ce zis, mă? Părnaie, ia lasă-ne tu cu glumele astea, mă. Că mergea înainte, dar acum. Știi ce e ăsta? Șoc și panică, fraților. Scoate boxul. Și vă dați seama că nu-mi dă de ales. Aia te-a scăpat de Bogdan că mătura cu tine pe jos. Ce mă? Ilie, hai să mergem că nu e loc de noi, frate, pe aici. Dar parcă îl vedem pe Ilie, gata de atac. Ilie, nu merită frățioare, crede pe cuvânt. E prost și vorbește gura fără el. Hai mă, ce, ți-e frică? Hai Ilie, să vezi cine e șeful pe aici. Boboc rângea, parcă plănuise asta. Și e blând că eu nu pot să-l controlez, știi asta? Ce să controlezi tu, mă? Lasă-l să vină la mine. Atât vă trebuie. Știți cum zburați amândoi? Bus, ce ai? Ai grijă, Remi. Ai grijă la sănătatea ta. Știi ce zic? Și cumva am reușit să ieșim din parculeț, fără incidente, dar departe nu am fost, vă spun sincer. Acum eu tot nu înțelegeam ce avea bec. Bine, de boboc știm cu toții, iar a fumat. Dar na, când am ajuns la scara de bloc, a, ah, ce frumos, v-ați împăcat voi doi? Ce? Nici vorbă, doar eram pe aici. Da, da, sigur. Pe bune, încă sunt supărat pe el. Bine, cum zici tu? Vorbește tu cu bec, că iar e prost de gură. Ce a făcut și de data asta? A vrut să se ia la harță cu Ilie. A scos și mizeria aia de box. Deci nu cred așa. La ceva. E prostovan rău. Lasă că o să discut eu cu el. Ar fi bine că nu știu ce are. A luat o razna rău. Da, și mie mi s-a părut că e mai ciudățel în ultima vreme. Bine, îl și împingea ale aia de boboc pe la spate. Acum da, până la urmă, urc și eu în casă. Dar a doua zi când ies în fața blocului, el e acolo. Ce faci, boss? Nu mai umbli cu nicușor ale ele. El e părea că nu bagă în seamă inepțiile mele. Hai, dai drumul de aici. Cât o și eu mă mir de cât de prost eram. Dar na, mă decis să încerc să ajung în parculeț să văd dacă și a făcut apariția Sandel, fiara din Carpați, cum se spune. Dar lângă mine, Ilie. bos, trei țărție, nu știu cum să-ți spun. Da, vale. Ilie nu dădea doi bani pe mine, vă dați seama. Boss, mă încurci, am treabă. Din nou, de aia nu mai putea el. Și na, nu aveam de ales. Mergem mai departe. Ce ți-am zis eu, mă? Boss, doar trec pe aici, respiră că n-am venit la scandal. Asta era culme. Ai vorbit și tu cu Sandel, Ce te arde grija? Zimă, ce căcat ai figurile astea pe bune? Nu. De ce? De când trebuie să-ți răspund eu ție? Pe bune ai luat-o pe arătură, te-ai plâns repede la ducesa. Păi dacă te-ai luat de Ilie, ce să-ți fac? Parcă nu mai erai tovarăș cu el. Păi nu sunt, dar nu facem din astea. Știi ce zic? Hai, marș, mă jur, ușor, ușor, devi cea mai proastă cunoștința mea. Vale. Da, e clar, ești pe locul 2. Și normal că am luat-o la picior cu Ilie. Măcar nu trebuia să mă furișesc prin zona lui Boboc acum. Naibii, nimeni nu se pune cu asta. Dar când ne ajungem la curtea lui Sandel, pauză. Nici în casa lui nu părea o mișcare. Ce faceți, mă? A, salut, frate, l-ai văzut pe Sandel? Da, acum vreo oră. Aha, de deci ce în viață lepra? Da, mă, de ce? Nu mai contează, frate, lasă așa. Ilie, ce zici, mă? Îl știi pe ăsta, boss? Da, frate, ne-a zis Sandu să stăm cu Geana pe el ocazional. Aha, hai că am treabă, baftă. Acum, na, eram fericit că Sandel era întreg, vorba aia. Și evident, colom și noi la pas, înapoi spre scara de bloc. Dar, ce faci, Remi, pe aici? Nimic, ești nebun, halucinezi, nu sunt eu. Aha, păi nu mi-aduc aminte să-ți fi da voie să circul prin zonă. Boss, ai luat-o și tu, razna. Poftim? Mai întâi mi-e de mai multe ori, și acum am Adică pe bune, sunt confuzit. Atunci am crezut că încă putem fi prieteni. E clar, iar ești prăjit. Nici vorbă, doar că mai deranjat. Ia auzi, umbli cu Ilie și ai tupeu. Crezi că faci ce vrei? Da, mă bine, frate, greșeala mea. Așa e. Așa da, îmi place cum vorbești, continuă. Putem să trecem și noi mai departe, fără să te scandalizezi prea mult? Nu se mai poate. S-a oprit trecerea. Boss, hai să ne oprim aici până nu degenerează situația. Mai bine pentru toată lumea. Sigur, nicio problemă. dacă îți cere Ilie, Scuze. Pentru ce? Pentru nesimțire. Bos, știi că nu vorbește. Nu contează. Vreau să văd o părere de rău. Mmm, da, ești prost. Apropo, ai mai vorbit cu Alex? Wow, pe bune? Serios? Bine. Dar prea târziu, fraților, că intră Ilie direct în boboc. Acum și gemenii și ei se intervină pentru liderul lor, dar e mișca efectiv mătură cu ei. Acum da, putem să intervin. Cât de cât. Dar de ce? O tot căutau. Și normal că boboc se crede Superman. N-ai să mă ia că lovește pe Ilie pe la spate. Dar când pune mâna fratele nostru pe el, șacalizare este puțin spus. Și din nou, nu am vrut să intervin. Eu am încercat să-l avertizez, dar fraierul, nimic, aia e. Și normal, când trecem repede prin parculeț, Beck se uita la fel de urât, dar să zicem că am scăpat pe moment de scandal. Poți să trec și eu? Ia uite cine ne onorează cu prezența. Te-am văzut și mai devreme cu Ilie și... Na. Păi și de ce mă întreb dacă poți să treci, că nu înțeleg. M-am gândit că acum că te-ai împăcat cu Ilie o să mă cu bătaia. Pe păi ce mă eu am nevoie de el sau cum? Nu, dar și încă o chestie, nu m-am împăcat cu el, să fie clar. Aha, păi atunci, atunci ce? Nu vorbeam cu tine prostule. Hai să-mi bag picioarele că iar ai luat-o Ilie, vii cu mine la magazin? Iauz Ia Dar Ilie, nimic fraților, nu mișca. Hai frate că ți-au -ți și ție ceva. Dar în continuare, Ilie stătea lângă mine, surprinzător. Bos, pe bune, nu trebuie să stai cu mine, că oricum nu te iert. Da frate, hai cu mine, nu vezi ce prostie Remi. Din nou, trebuie să-ți readuc aminte, să vorbești frumos, că altfel te rup da, da. Lasă că sunt sigur că mi-a -mi apărarea Ilie. Crezi tu neamule asta? Pe bune? No. Hai pe partea cealaltă, că deja m-ai supărat. Ilie, te rog. Dar degeaba, fraților, că până la urmă Nicușor pleacă singurel, trist și debusolat. Vă dați seama, belea pe capul meu. De sândel, nu știam pe unde umblă. Acum, de Ilie nu mai scăpăm. Naibii, ce mai lipsea? Ia uite lepra mea preferată. Ce faci, mortule? Încă mai trăiești? Taci, mă, animalule. Bos, ce căcat ai păți frățioare? Ce vrei, janghină, ce ești? Luat cu amețeala. De la ce boss că m-am și speriat ești nebun. Păi dacă n-am apucat să mănânc. Bă ce harnea la în tine. Adică, puteai și tu măcar să fii sincer și să recunoști că te-a speriat Hile. Da, da, s-o crezi tu nebunule. Hai văzut ce frumos i-am făcut față. Dacă nu era Ilie, eram la privechi. Toți. E, na, știi că am dreptate, nu mai forța nota cu mine. Așa au fi, dar până acolo mai avem, zici tu, încă două, trei ture din astea și suntem gata amândoi. Lasă frățioare că am rezolvat-o. Pe unde căcat umblic? am fost la tine, la curte. E, na. Îți făceai griji pentru mine? Normal, am zis că poate primești ceva dacă ai murit. da și de la gunoi. Marș. Pei vrei să știi pe unde am fost? Nu ține neapărat. Dacă vrei, poți să și pleci. Păi fii atent, prostule. După faza din cimitir, îți dai seama că vorba se duce în stânga și în dreapta. Și am zis că trebuie să-l găsesc pe fraier și să-i readuc aminte cine e șeful. Și normal, că am făcut ce știu eu mai bine. L-am găsit și mare palmă ce i-am dat la fraier. În fața la tovară și lui. Te-ai dus cu brigada după tine? Singurele ești nebun. Ce mă? Du-te mă de că nu te cred. Asta că ești fraier. Și dacă sărea asta pe tine iar, hai, boss, în viață mai trebuie să riști. șiriști. Mă jur că ești prostăci, că eu fac treaba asta de mult. Doamne ferește. Văd că iar stai cu Ilie. Așa. Îmi place când mă ascult și o dai la pace cu muntele. Marș, că n-am făcut nicio pace, dar s-ar putea să fie o mică mare problemă. Ena, ce căcat ați făcut, mă? Cum ziceam, o mică mare problemă. Ce mă te-ai stricat de țipi în urechea mea? Așa, Remi, ai început să tragi scoruri prin cartier? Ce, mă? Bec, ce căcata ai? Știi ce au făcut ăștia, ai tăi? Singurul gușterești tu. Ăștia la greu m-au ajutat. Prostule, nu mă enerva mai rău. Zici ce vrei până nu te demontezi? S-au pus să-l bată amândoi pe boboc. L-au căpăcit bine. Poftim? Băi, ești nebun. Așa ți-a spus fetița aia? Nici vorbă, minciuni. Absolut genial. Bravo, băieți, sunt mândru de voi. Cum bravo, ratatule. Păi ce, care e problema? Nu au voie să se atingă de el. Aolo, de când? Trebuie să mă anunci pe mine de asta. De când zic eu? Așa, deci, trebuie să fie informat șeful cel mare? Păi nu sunt eu ăla. Asta crezi? Nu mai ești de mult? Nu ai primit informarea? Ena. Pe bune, crede-mă pe cuvânt. El oricum trebuie să plătească pentru ce a făcut. Ia uzi, și ce o să faci? E imediat o să vezi. Dar mai întâi vine Ilie cu mine la boboc. Nu trebuie să facă nimic, e sub protecția mea. Vezi că mă superi. Așa și tu nu mai faci nimic pentru zona asta. Ena, toată ziua ori stai cu boboc, ori cu ducesa. Așa și de te am pe tine, să ai grijă de toate. Dar ce sunt eu? Sclavul tău sau cum? Poate. Ia vezi ce te torn eu acum. Ia hai mă. Bă, calmați-vă trei varvouă. Taci! Prostule, taci din gură, crede-mă pe cuvânt. Liniște! Așa de. Hai să-mi bag picioarele. A, bună. Nu, vă rog, continuați ce naibii. Luați-vă și la bătaie. A, nu, fată, că doar glumeam. Ne știi, suntem mai damblagi de fel. Exact. Serios? Doar glumez nu e așa? Absolut. Fără dubiu. Remi, nu mă bag, că ai palmă grea și mă doare. Aha. Hai să mergem să ne plimbăm. Nu merg nicăieri cu tine. Mi-ai dat apă de două ori. A, nici vorbă, nu mi-am dat seama că treia să ne vedem. Iartă-l pe prost că nu-l duce bibilica. Când o să înveți să mă apreciez, poate atunci ieșim. Stai, mă, nu fie așa. Dar prea târziu, fraților, că deja duce s-a plecat. Pe mine sincer, mă bufnea și râsul acum se milogia Beck. Ce râzi naptule? Dar ce am făcut? Te potolești? Dacă te mai vă prin parcul este cu bătaia. De ce? Că te bagi mereu în treaba mea. Acum ai pus o. Prostule, vorbește frumos și stai așa unde te duci. Unde vreau, să fie clar. Dar, după cum bănuiți, deja Beck plecase. Hai să mi bag picioarele ce mizerie. Mie îmi zici? Prostule, de ce l-ai pus pe Ilie să leșine pe boboc? Nici măcar n-am fost eu. Adică, ne-am dus la tine acasă să vedem dacă ai crăpat. Așa? Și ne-a prins fraierul pe drum. Avea fițe, harfe. Nu ne lăsa să trecem. Am înțeles. Da, e ok. Ce treabă mizerabilă. Știu? Dar ce facem cu Ilie? Adică? Păi mie să nu facă vreo prostie aia doi. Ce guștere? Încă ți la fratele nostru? Marș. Dar ai dreptate. Ia hai cu mine. Unde? Mergem peste fraier. Au și tu. Îmi întoarce spatele și pleacă așa? Niciodată. Hai mă, boss. Gura? Și evident că nu avem de ales și mergem după bec. Dar pe drum? Ia stai așa. Ce boss? Ești chiar? Nu vezi? Și și da, fraților, în parculeț, bec cu bopoc. Bine, cei drept, ăsta era puțin prăfuit din cauza lui Elie. Dar ca de obicei, întreg. Păi hai peste ei, ce mai stăm? Taci, că acum doar urmărim. Sunt curios. Păi nu ai zis să mergem în forță să lămurim situația. Taci! Și evident că ne punem pe așteptat. Dar nu mult, că imediat e să ia din parculeț. Prostule, capul la cutie să nu ne vadă. Dar ce facem mai exact, că mai pierdut boss? Vreau să văd unde se duc gușterii. De ce? Că așa vreau, potolește-te cu întrebările. Și normal, că ne ținem după aia. Da Dar băieții păreau așa în lumea lor și păreau în același timp fără direcție. Acum eu cu Sandel și Ilie zici că eram la filaj. Încercam să trecem observați, vă dați seama. Dar când dau ăștia colțul la bloc, dispar fraților. Mă tui vezi unde s-au dus? Nu, frate, de unde? Hai să-mi bag picioarele. Ca în frățioare, că sigur nu puteau să ajungă prea departe. Tași mă din gură. Aoleo, ai devenit și tu supărată. Și să-l vedeți pe Sandel ce tot ture pe acolo, stânga, dreapta, stânga, dreapta. Dar degeaba, fraților, că ăia intrase în pământ. Ce facem? Nu știu, boss? Plecăm? Păi hai să i mai căutăm. Pe bune? E degeaba oricum, știi cum e. Pierdere de timp. Cam mai dreptate. Plus că m-a luat cu amețeala iar. Ce căcat am vorbit eu cu tine să lași nervi. Ești prost? Poate o bere îmi face bine. Poate una peste ochi ar face și mai bine. E, na? Vrei să te pălească, Ilie? Ia, și mai zici că nu l-ai iertat. Marș! Gata! Hai înapoi! Și normal că ne-am întors în parculeț. Unde culme. Era și mocofanu. Ia uite lepra mică! Ce ziceți, mă, mai trăiți? Boss, dacă zici Faza fază leșin. Prostule taci! Ce fază, frate? Păi aia e faza, leșin, ghișine Iar ți-a dat cineva panică. Așa am o avem glume. Dar nu, frate, Săndel la leșinat ieri. Prostule! Serios? Ești bine, mă? Nu, am murit și sunt fantomă. Bufniți S-a stricat puțin la bibilică, dar la fel de sandilo a rămas. Ce să-i faci, frate, dacă stă numai pe scandal? Îl afectează. Știu, frate, asta îi spun și eu. Sandele, dar alte preocupări nu ai și tu, frățioare. O să aibă la pârnaie în curând. Ce, mă? Se duce acolo, se joacă cu băieții mari. Clar. Ia vedeți voi doi cum mă enervați. Poate o punem de un lapte gros. O, oh, da. Eu cu Ilie în echipă. Du-te mă de aici de bolnav. Auz prostule, trebuie să o dai la pace cu Ilie. De ce? Ca așa trebuie, nu ai de ales ce mă? Până îl împăcăm pe bec, trebuie să avem grijă de Ilie, să nu pățească ceva. Păi, pe ce? Dă mâna cu băiatul. Ce să facă eu? Îi ești dator prostule. Nici vorbă. Dar Sândel avea dreptate. Ilie mi-a scăpat șoriciu de prea multe ori. Și eu eram mult prea încăpățânat. Prost! Damă, Da, mă, ho! Ce? Ilie, îmi pare rău că ne-am certat și îmi pare rău că m-am comportat ca un cur cu tine. Iartă-mă! Ce frumos! Ilie, stai! Nu fi nebun! Asta îmi place să văd! Așa da! Te urez din tot sufletelul meu, Sandele! Dar din nou, momentan, oprim poveste aici că trebuie să rezolvăm altă treabă. Du-te mă de aici de nebun că am zis că cine știe ce ai pățit. Aha! Ți-am adus și mici de la Paris, de am mâncat lepra asta. Scuze, Jane, nu erau cine știe ce. Înțeleg, da, gestul contează. Exact, boss, Gestul contează și eu am încercat. Aha, ce-i că mă sperii? Am stat așa și m-am la situația asta. Ok, ok, da, da. Nu mai îmi place aranjamentul ăsta. Ce mă? Preiau eu canalul. Ce glume ai în tine. Cred că este mai bine așa. Stai cu minte, boss. Hai să semnăm actele. Niciodată. Așa de deci, șlepă, nu vrei! Din clip asta? Ești exilat, gata, plus recompensă pe capul tău! Jane dacă o sumă frumușică, mă bag și eu. Un milion de euro! Nu contează condiția fizică! Warba!